Sper că s-a încărcat pagina. Spune că suntem live. E posibil. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bună seara! Bună seara, bună ziua! Bună să fie, nu? Exact. Ok. Cer puțin scuze ca să mă uit pe pagina mea, să vedem dacă suntem live, că de obicei știi ce se întâmplă. Nu se vede, nu Se apare vede pentru rapid. că, da, așa este cum am spus, că mi-arată numai mie. Așa, ok, acum am schimbat pentru toți. Așa, acum suntem live, ne vede toată lumea. Bună seara și bine v-am găsit! Am o invitată specială, este Cristina Burcă, este de aici, de la mine, de la Bacău. Ne-am cunoscut online la un curs de constelații. Și s-a creat așa o conexiune specială între noi, în care am început să colaborăm împreună, nu? Eu să fac ceea ce știu eu și ea la fel. Deci ea se ocupă de comunicare pentru... Cristina, hai să te las pe tine să te prezinți, că e cel mai bine. Tu te prezinți cel mai bine. Poate eu pot să greșesc ceva, pot să spun ceva și te las pe tine. Știu că tu ajuți antreprenorii ca să aibă vizualitate în online, să știe cum să comunice, dar te las pe tine să vorbești mai mult de toate minunățile pe care le faci. Mulțumesc! Bună și bună seara! Mă bucur să ne vedem acum aici, pe toate paginile astea pe care suntem. Nela, chiar vreau să-ți spun că, de fapt, cred că tu ai putea să spui cel mai bine ce fac, pentru că în momentul în care vorbește omul despre ce face el, începe cu termenii lui în jargonul lui și atunci nu se înțelege foarte bine. Dar ca să fie așa ușor de înțeles, într-adevăr, îi ajut pe antreprenori, în special pe soloprenori, adică cei care sunt la început de drum și sunt singuri, solo, adică nu au o echipă, nu au o companie în care să aibă și echipă și trebuie să se promoveze în online, bineînțeles. Și ce înseamnă să se promoveze în online? Să-și construiască o identitate de brand personal în online și să începe să comunice. Și pe parcurs, bineînțeles, dacă au programe pe care le dezvoltă și le lansează, la fel, cu comunicarea acestor servicii pe care le au. Mă adresez în special celor care au servicii de tipul coach, traineri, consultanți, cei care creează cursuri online și inclusiv cei care fac terapii complementare. Mi-am nișat așa puțin segmentul, dar a fost cumva și de la sine, a venit, pentru că eu în 2018, când am început să lucrez cu antreprenori, chiar am început să lucrez cu coach. Și cumva de la sine a venit lucrul ăsta. Da, și acum, în 2020, de fapt, am reluat activitatea de independent și am reînceput colaborarea cu antreprenori și cu soloprenori. Da, pentru că avem nevoie foarte mult după ce terminăm, eu știu, o școală, un curs, de a ne face vizibil, de a ști cum să comunicăm. Este foarte important pentru că noi învățăm, eu știu cum să ții o ședință de coaching, cum să țin o constelație, cum să fac o terapie, dar pe partea asta de comunicare, e bine să apelăm la specialiști care să ne susțină. Cristina, eu ți-am dat pe Messenger, dacă vrei să dai și tu pe pagina ta Să de distribui. Haideți să vedem. să vadă pe Messenger, ți-am dat. Da. În felul ăsta să ne vadă cât mai multe persoane care pot fi interesați. Acum intervine la mine o chestie tehnică, să vedem cum distribui eu. Da, eu am intrat acolo și n-am reușit, nu știam cum să fac, pentru că am impresia că nu pot să distribui pe pagina asta. Este în regulă, adică e foarte în regulă, eu pot să distribui după. La mine pe pagina Balance Communicator am anunțat interviul Ok. nostru, discuția și am dat share, de fapt, la ceea ce ai scris tu, Nela, așa că oamenii pot Ok, să intre și pe perfect. pagina ta. Eu știu că tu ai fost și în India, ai stat câtva timp acolo
Și de ce ai fost acolo? Foarte interesant. Începem cu India. De ce am fost? Am fost pentru că la un moment dat am avut un burnout, aș putea să spun, o epuizare profesională destul de... s-a resimțit, bineînțeles, și am decis să iau o pauză în acel moment, însă nu orice tip de pauză, să stau și să mă gândesc oare ce o să fac după. Super. Și am vrut să fac ceva cu pauza respectivă și da, și vroiam de fapt să explorez mai mult domeniul yoga, pentru că de fapt o practicam pur și simplu mergând eu la cursuri și am realizat că este mult mai mult decât a merge la curs și pur și simplu a face o activitate acolo. Și am vrut să văd cum ajută de fapt în spate pe partea de echilibru personal, pe partea de centrare, de, cum să spunem, revenire la tine până la urmă, ca să poți să-ți echilibrezi tot ce faci în viață. Și intenția mea a fost, de fapt, să învăț lucrurile astea și să le dau mai departe. Minunat, pentru că aici vroiam să ajung. Ce are de a face cu titlul, nu? Da, exact. Okay. Balanced, da, cu Balanced Communicator. Încerci să, adică îi ajuți pe antreprenori să aducă și partea asta de echilibru în viața lor, nu? Exact. Chiar anul trecut când am făcut brainstorming cu câțiva oameni pe numele pe care eu să mi-l pun în online, m-am gândit că balance era de mult în mintea mea ca o rezoluție, ok, vreau să aduc echilibrul ăsta în viață. Însă pe parcurs, fiind și în domeniul comunicării, bineînțeles, comunicarea s-a dezvoltat masiv în online, știu că este foarte important să putem să avem acest echilibru și între comunicare online și comunicare offline, cum ar veni, în afara mediului online și implicit în viața noastră, viața personală și meseria pe care o facem. Deci e foarte important să aducem echilibru în toate ariile vieții. Da, mi-mi place aproximativ în toate, însă într-adevăr să aibă legătură clar cu comunicarea. Da. Și da, fiind comunicare în background-ul meu și cu tot ce am studiat așa și cu ce am lucrat pe parcursul timpului, am zis că cele două împreună pot face o casă bună. Da, da. Și eu am un modul special unde se vorbește despre profesie și unde vorbesc despre cât este de important echilibru, echilibrul în relație, echilibru de a aduce un echilibru cât de cât în toate ariile vieții, pentru că focusându-te într-o parte poți să aduci dezechilibru în altă parte. Dar de la echilibru te poate duce spre autentic, pentru că eu te-am cunoscut și am văzut cât de minunată ești și cât de autentică ești și aș vrea să, adică nu încerci să creezi o imagine care de fapt care nu ești, ești așa cum ești. Tu chiar dacă ai lucrat în spatele ecranului, nu? În anii trecuți, nu ai lucrat în televiziuni. Acum foarte mulți ani, da, da. Nu contează, 2006, nu contează. Acolo 2008. Trebuia să-ți creezi o imagine pe care trebuia să... Dar eu am văzut la tine autenticitatea ta și gândesc că asta vrei să transmiți și celor cu care lucrezi, de a transmite și ei autenticitatea în profesia, în ceea ce fac. Da, corect, corect. Autenticitatea este punctul forte, de fapt, al fiecăruia și eu chiar o văd ca pe forța noastră, în general, cu atât mai mult în momentul în care ești antreprenor și, da, e nevoie să te promovezi sau să fii vizibil, oarecum, și în online. Să rămâi autentic este, de fapt, pilonul tău de susținere, l-aș vedea eu, pentru că asta te ajută, de fapt, să nu încerci să te compari cu alții care poate sunt, bineînțeles, la un alt nivel, pentru că au început poate de mult, mai de mult, să nu te subminezi în același timp și să știi că ceea ce știi tu și așa cum ești tu este punctul tău forte.
Și atunci să rămâi așa cum ești și să fii și conștient de resursele pe care le ai în acel moment. Și de fapt aici vine și partea, o să intervine echilibrul, pentru că atunci când suntem conștienți de resursele noastre, și în primul rând mă refer la resursele astea non-tangibile, adică timpul, că e cea mai importantă resursă, nu? Și dacă ești soloprenor, timpul tău este împărțit în mai toate direcțiile, pentru că trebuie să îți faci, bineînțeles, meseria pe care o ai, fie că ești coach, consultant sau, bineînțeles, fiecare ce e. Trebuie să și ai grijă, evident, de afacerea ta, să vezi ce are nevoie ea pe acolo, să o pui pe picioare. Și trebuie și să-ți faci comunicarea, nu, în online. Și promovarea serviciilor pe care le ai. Și atunci toate lucrurile astea sunt pe tine, pe umerii tăi. Și de asta atunci când ești conștient de timpul pe care îl ai, timpul pe care îl folosești pentru fiecare din domeniile astea, meseria ta, afacere, ce mai trebuie tu să faci pe acolo și comunicarea în online, devii mult mai realist și lucrul ăsta te poate și ușura în același timp. Adică eu asta vreau să le arăt antreprenorilor, că de fapt conștientizarea timpului îi poate ușura. Nu trebuie să se gândească, wow, nu am timp să scriu eu comunicarea sau să distribui ce vreau eu, pentru că de fapt petrec timp în business, ceea ce e normal. Dar pe de altă parte, fiind așa destul de pragmatic, aș putea să spun, îți notezi în calendar efectiv timpul pe care tu îl poți aloca pentru comunicarea ta online și atunci te ții de acel timp pe care tu ți l-ai creat și poți face lucrurile să se întâmple. Și atunci... de atât că se poate și planifica, programa, se pot să le... Nu? Corect, da, corect. Mai ales dacă folosești și alte softuri online care te ajută să programezi în același timp, sigur se pot face. Și, de fapt, ce le mai recomand eu antreprenorilor este să nu meargă pe toate canalele, bine, nici n-au cum într-un fel să meargă peste tot, să se restrângă la ceea ce pot face pentru început și să crească pas cu pas. Pentru că chiar dacă în teorie poți spune, da, pot distribui pe mai multe canale, nu este atât de rapid. Distribuția nu este rapidă pentru că, chiar dacă o programezi, trebuie să te gândești la formatul fiecărui canal. Și formatul e diferit. O imagine pe care o postezi pe Facebook are alte dimensiuni față de o imagine pe Instagram. Un video pe care vrei să-l postezi pe Facebook poate să fie mai scurt și ar trebui să fie mai scurt decât cel pe care îl postezi pe YouTube. Și atunci toate prelucrările astea iau timp, evident. Și atunci trebuie să fim realiști cu timpul nostru, cu canalele pe care suntem și na, vrem să distribuim informația și, de fapt, ce ne ajută foarte mult în decizia pe care na, e nevoie să o luăm, este să ne gândim unde este audiența noastră cea mai mare, unde este publicul care poate să vadă, să citească, să asculte ceea ce noi distribuim și în funcție de asta să luăm decizia, unde să fim vizibili. Te rog frumos să ne vorbești cum putem să ne pregătim o comunicare online și cât de este de importantă? Este foarte importantă. Mai ales aș vrea să specifici, ok, pentru cei care deja s-au lansat, eu știu, într-o afacere, dar cei, eu cunosc foarte multe persoane care vor să se lanseze și s-au poticnit la pasul ăsta. Nu reușesc să se facă vizibil, nu știu pasul care să-l facă pentru a ajunge de a comunica cu cei din jur și să facă cunoscută, eu știu, ceea ce fac ei. Da, cu siguranță, nu, majoritatea au deja o pagină de social media, probabil, nu știu, Facebook, poate unii chiar nu au, depinde de generația fiecăruia, bineînțeles. Însă primul pas este să-și stabilească o identitate în online, adică este partea de
vizibilitate pe care un om, o persoană se duce să vadă. Se duce în primul rând după nume, pe da. Numele persoanei, până la urmă de asta este și brand personal, și vede, poate să dea o căutare simplă pe Google sau pe alt motor de căutare și să vadă nu ce iese cu numele respectiv și se duce ori pe paginile de social media, ori pe website. E foarte important să fie o imagine unitară pe toate mediile acestea, la modul să aibă și aceeași nu identitate vizuală, însă și logo-ul și culorile pe care le folosește să aibă o coerență și o unitate, pentru că asta este de fapt imaginea lui, primul impact pe care îl are nu asupra oricărei persoane care intră la ei pe pagini. Și bineînțeles, de la asta pornind, creăm identitatea de brand personal în online, putem să, poate să facă și o evaluare, ok, unde pot să fiu vizibil la început? Oare merită să am un site la început? Pentru că poate nici nu este necesar un site la început, poate să fie o investiție și de timp și de costuri, bineînțeles, care poate să nu fie necesară, ținând cont de faptul că un site este oarecum static, doar dacă are un newsletter, bineînțeles, și începe să publice materiale, să le distribuie pe newsletter, atunci devine mai interactiv. Dar până atunci poate să fie și doar o pagină personală sau o pagină de business, nu? Da, se recomandă să fie totuși o pagină de business, bineînțeles, pentru că arată deja altceva, un alt nivel, arată un business, de fapt, în spate. E adevărat că dacă ne gândim acum la algoritmii tehnice ai tuturor paginilor ăstora, vor spune că pe o pagină de business cumva e nevoie să faci o promovare plătită ca să apară în feed-ul oamenilor, pe când din profilul personal, într-adevăr, apare mult mai ușor, însă asta nu trebuie să nu știu, să-i facă pe oameni să le scadă curajul și trebuie să, da, e bine să-și creeze adică pagini de undeva business. Trebuie să încep, nu? Încep exact. De aici, încep să public, încep să mă fac cunoscut, ceea ce știu, nu? De ceea ce mă ocup și pe urmă urmează și ceilalți pași, nu? Bineînțeles, da. Și bineînțeles că poate să invite, evident că doar până la urmă, la început, este o creștere organică și să distribuie din când în când și pe paginile personale, ceea ce publică pe pagina de business și să înceapă ușor, ușor să se facă cunoscuți cu ceea ce fac. Da. Da. Dacă ai vrea să zici tu în câteva minute, dacă eu sunt la început de drum acum, să spun, nu? Nu, sau am o colegă care e la început de drum, da? Și vrea să se facă cunoscut. Mai concret, cu ce o poți tu ajuta? În primul rând, exact cum spuneam, cu stabilirea identității. Așa. Identitatea de brand personal în online, pe paginile pe care le are sau pe care e nevoie să le construiască. Cu stabilirea... Adică o ghidez și la nume, și ce culoare să folosească, ce brainstorming, poză, da, tot ce înseamnă, da. Da, toate astea exact, elementele sunt foarte, de... foarte importante, da? Da? Tu ai văzut la mine că eu m-am aruncat și am făcut singură, n-am avut pe nimeni să mă ghideze, am fost așa ca... Foarte bine, nu? Dar e foarte bine. Este foarte important, când tu mi-ai zis cât este de important ca să imaginea aia de acolo de prezentare. Și tu te ocupi de toate astea. Ok, mai spune tu cu ce mai poți ajuta. Da, odată ce își creează această identitate, nu? Deci platformele pe care sunt vizibili, bineînțeles că se gândesc la un conținut. Ce să înceapă să publice acolo. Da. Și da, totul e în funcție clar de profilul fiecăruia, de meseria fiecăruia. Și eu ce recomand este de fapt să ne gândim la ce îi ajută pe oameni, ce îi ajută pe publicul nostru țintă și să facem și o informare, dar și o
o motivare mai mult, o inspirare, o inspirare. Ca soluții, ca soluții, da, la provocările pe care le pot avea. Deci eu merg, recomand și da, merg pe ideea asta de how to, cum ar veni. Cum să faci ca să realizezi ceea ce vrei. Da. Și bineînțeles pot să, clar, distribuie când au evenimente în online, când îi invită pe oameni la o interacțiune în online. E important, da, să aibă și evenimente în online, pentru că, de fapt, atunci este ocazia oamenilor de a vedea persoana autentică, pentru că este, clar, un alt nivel față de postările statice, care, bineînțeles, da, ne dorim să aibă interacțiune, să aibă engagement, însă nu înseamnă că ai acel engagement mereu. E foarte important și cum frazele pe care le compui, cum te adresezi publicului. Da, da, e important, însă ce recomand este tocmai pe idee de autenticitate. Fiecare vorbește într-un anumit fel, e important să-ți păstrezi acel stil, dar clar e important să scrii, nu degeaba există și mezeria, nu de copywriting. Da. Da, de care să scrii. Și asta și aici sustic și cu... Da, cu ghidare pe partea asta, pe partea de copywriting, cum să scrii astfel încât să transmită ușor pe înțelesul tuturor ceea ce vor ei să transmită și să aibă și un rezultat a ceea ce transmit. Da, sunt anumiți pași, bineînțeles, la care... pe care trebuie să-i avem în vedere, însă nu sunt, odată ce încep să lucrezi, devine ceva normal și ți se pare firesc să ceea ce am mai observat, că sunt multe setări care noi nu le știm în spate și la Facebook și la alte rețele de socializare și ceea ce am văzut și la YouTube, pe care tu le știi, care te ajută foarte mult, nu? Da, da, bineînțeles, e nevoie să știm specificul, nu? Specificitățile astea tehnice ale fiecărei platforme, ca în felul ăsta să folosim, nu? În avantajul nostru până la urmă, adică să ne împrietenim cu tehnologia și cu ce e în spate, e normal. Da, 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 da. Ca să ne fie ușor și ca să aibă și impact până la urmă, da. Ok, eu am înțeles că tu pregătești și un curs, nu? Care, dacă vrei să vorbești persoanelor despre acest curs, nu? Ei poate să apeleze la tine și unul la unul, nu? Sigur că pot, da. În momentul de față sunt puțin prins așa pentru unul la unul, nu știu dacă mai e loc chiar acum. Însă, clar, putem discuta. Da, clar, putem discuta. Dar pregătește acest curs, care e un curs de 6 săptămâni, am înțeles, nu? Da, 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 da. Îl voi lansa, spun eu, în martie. Voi reveni și eu și pe paginile mele și pe newsletter voi reveni cu informații exacte. Este un curs pentru soloprenori, exact ce spuneam mai devreme, pentru că mi-am dat seama că soloprenorii au nevoie de o ghidare și nu toți poate au bugetul, în primul rând, necesar să aibă pe cineva care să le facă toată partea asta de prezență online, continuu. Și atunci preferă să aibă o ghidare și să știe ei să facă, ca tocmai la un moment dat să fie independenți pe partea asta de comunicare online și brand personal. Și atunci am creat acest curs pe care îl gândesc, l-am gândit în 6 săptămâni, care ia de la momentul zero și le construiește și claritate. Deci merg pe 3-4 idei. Pe claritate, în primul rând. De ce e nevoie pentru ei să fie vizibili în online și unde e nevoie, bineînțeles, și cum să fie vizibili în online. Deci asta e partea de claritate. 2, autenticitate. Pentru că, bineînțeles, e nevoie să rămână ancorați în ei înșiși, echilibru, să aibă echilibru exact de ce vorbeam la început și să aibă încredere, 4. Și acest curs chiar ia de la punctul zero în care nu știu, se tem, nu vor să pară. Asta e o mare teamă a oamenilor autentici în general și a oamenilor care știu că știu bine ce știu,
însă nu vor să pară că se vând, că se promovează agresiv. În engleză e termenul ăsta salesy, să pari că te vinzi așa. Și da, evident că nu ne dorim, nu-și dorește nimeni să dea impresia asta. Și atunci poate intervine lipsa de încredere și lipsa de curaj, văzând, bineînțeles, în online alte persoane publice, însă care cu siguranță au o echipă în spate. Da. Și se pot promova mai, să spunem, mai frecvent. Da. Și atunci îi duce de la momentul zero la momentul final, unde știu să-și facă tot planul de conținut și să fie siguri că ceea ce scriu sau publică sau transmit în general este bine și are și o strategie în spate. Chiar vreau să le aduc claritatea asta în minte, să știe de ce și când și unde să publice și să fie conștienți și liniștiți într-un fel că dacă au perioade în care nu pot publica pentru că nu au timp, să știe că este ok. Bineînțeles să nu fie o perioadă foarte lungă, este foarte clar. Lungă. Dar nici să intre în criză, vai de mine, nu am apărut și atunci își creează un stres. Și, da. Exact, asta este, pentru că, da, dacă e să asculte, nu, sau să citească ce spun fiecare platforme, că odată ce nu mai publici acolo, nu se mai afișează după la mulți oameni, nu, ar trebui să stea liniștiți, este ok. În momentul în care au din nou timp, puțin mai mult timp, bineînțeles că e bine să fie acolo. Cristina, unde te găsesc persoanele dacă vor să apeleze la tine? Cu un sfat, pentru curs? Cursul tău este în engleză, dar va fi tradus și în română cât de curând? Este adresat persoanelor în general care, eu știu, românii care trăiesc în străinătate sau chiar și altor persoane alte. Chiar și străini, da, exact. Dar sunt foarte mulți români care trăiesc în alte țări și chiar au nevoie de a se adresa, nu? În engleză, nu? În engleză sau vor, cel puțin, da, să-și construiască o vizibilitate în engleză, tocmai pentru a fi ușor, nu? Vizibil de către ceilalți. Da. În care sunt sau la nivel internațional. Și atunci, da, cursul ăsta se adresează și celor care sunt români, din alte țări sau români din România, nu contează, și vor să aibă... Să aibă vizibilitate și pe plan internațional, da. Exact. Este în engleză, însă, bineînțeles că sesiunile 1-1, pentru că este prevăzut să fie sub forma done with you, adică îl facem împreună, cu ghidare 1-1. Nu va fi ghidare de grup, pentru că tocmai fiind domeniul comunicării, e nevoie să și eficientizăm până la urmă discuțiile, să fie 1-1, să fie personalizate. Personaliza fiecare. Exact. Și atunci, clar, pot fi și în română, bineînțeles, discuțiile astea. Și ar fi mai mult decât firesc să fie în română, dacă suntem români. Însă, da, materialele sunt în engleză. Chiar materialele de pe platformă, ce au ei de făcut pe baza lor, sunt în engleză. Prevăd, da, și o versiune în română, însă nu momentan. Acum îl lansez așa în engleză și voi vedea clar pe parcurs. Ok. Unde te găsești și spune pagina ta de business și eu știu site-ul tău? Da. Pe urmă am să pun și eu link-ul și de la site și de la aici sub video, de la site și de la pagina ta. Site-ul este balanced-communicator.com, e în engleză, și la el sunt linkurile către social media, unde sunt Facebook, la fel, Balance Communicator, Instagram este Cristina Burcă, liniuță jos, BC, BC, care vine de la Balance Communicator. Plarea face că sunt și inițialele numelui meu, dar asta e coincidența. Te reprezintă. Da, eu gândesc că, într-adevăr, uite cât e de minunat că ai specificat asta, adică te reprezintă, sunt și inițialele numelui tău,
Adică, într-adevăr, ai ajuns, nu? Cât este de important să ajungi la acel echilibru interior pe care, da, pentru că este important, pentru că degeaba eu vorbesc celorlalți despre echilibru dacă eu nu mi l-am ajuns. Și asta este important, că tu ți l-ai găsit, nu? Ai ajuns acolo în profunditatea ta să înțelegi ce înseamnă acest echilibru, să-ți găsești acest balans și să-l transmiți mai departe antreprenorilor. Pentru că, Cristina, eu vreau să spun că vin clienți la mine care s-au focusat foarte mult pe business și și-au dus dezechilibru în familie și cât pe ce să-și piardă familiile. Da, familia. Da. Da, e foarte important să fim conștienți, da. Să fim conectați, nu, la noi înșine, pentru că în felul ăsta reușim să ori să ne păstrăm, ideal, da, să ne păstrăm echilibrul, sau măcar să-l contrabalansăm cum ar veni, nu? Adică știm că avem o zi încărcată, o săptămână încărcată, însă știm că ne luăm acolo măcar o zi de weekend să fie liberă și să ne deconectăm complet. Sau la sfârșitul zilei să ne luăm un moment să ne deconectăm complet. Eu merg pe ideea asta să fie în doze mici luate momentele astea de încărcare decât să așteptăm o vacanță sau un concediu. Adică și în timpul zilei este foarte important de a ști, eu știu, să faci o pauză, să faci o respirație, să chiar o meditație activă, nu neapărat să intrăm așa... Chiar și un râs? Da, exact. Adică sunt tot felul de tehnici care țin de noi, pe care nu ni le aduce altcineva, pentru că țin de noi și de nu fiziologia fiecăruia. Și... Da. De a te ridica, de a te mișca puțin, de pentru că atunci ai o eficiență mult mai mare. Da, și râsul ne ajută mult pentru că scade hormonul stresului, cortizonul și îți încarcă creierul cu mai mult oxigen și stai acolo pe prezent și ești mai mult pe creație. Da. Exact, da. Și pentru asta chiar să vină oamenii spre tine, pentru că chiar e ceva deosebit, poate să fie nou pentru o parte, dar nu este, de fapt, nu? Terapia prin râs. Da, nu, ai văzut că e peste 100 și ceva de țări, ai văzut că e internațională, e... În India chiar este, am auzit, nu este că am ajuns eu să particip, dar în orașele mari există întâlniri, existau, bineînțeles, înainte de pandemie. Așa. Acum mai există online. Acum sunt online, clar. Existau întâlniri în parcuri dimineața, oamenii înainte de serviciu treceau prin acea zonă, stăteau 15 minute și încărcau plămânii cu oxigen și cu râs și mergeau spre serviciu. Da, ideatorul acestei mișcări, Madame Kataria, practic așa a inițiat primul club într-un parc în Mumbai. În 1995, da, și a rămas această tradiție. Acum se întâlnesc online. Azi dimineață vedeam, cred că ei sunt, nu mai știu că pe ce oră sunt ei, îi văd pe la 3, 4, 5. 4, aproape 4 ore diferență. Pe urmă ei intră pe ora de la Australia, mai intră, da. Adică fiecare din fiecare țară și intră pe ora lui și este foarte frumos că intri când poți și găsești acolo o platformă întreagă de oameni care râd și care... Și da, până la urmă asta e avantajul online-ului, nu? Că pot sau putem în general ajunge și să ne întâlnim din lume. Cristina, ce să spun? Îți mulțumesc că ai venit la întâlnirea cu mine. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Știu că de la tine a venit invitația și bineînțeles că... Mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat. Da, ți-am făcut invitația, Cristina, pentru că eu am văzut pentru mine cât este de important. Și nu-mi place să țin doar pentru mine, îmi place să împart și cu cei din jurul meu. Poate altul zice, care vede, îi face publicitate lui Cristina. Da, o fac cunoscută și celorlalți, pentru că am văzut mie cât de mult mi-a folosit. Și dacă mie mi-a folosit, de ce și altuia să nu-i folosească? De ce să nu vadă oportunitățile astea? Pentru că alții poate nu știu că
pot gândi, au, trebuie să am și secretar, trebuie să am și IT, nu-mi permit să plătesc salariu, abonament, toate astea. Și uite că este o modalitate mai puțin mai simplă pentru cei care sunt la început și nu numai, dar unde poți învăța tu cum să faci și Cristina te poate ghida. Bine, să le zicem. Da. Să le zicem da, oricum și eu sunt de acord și mi se pare până la urmă așa a fost mereu, nu, să recomanzi ceva ce ai ce știi tu că funcționează. Da. Da, nu, eu am văzut cât este de important. E, știi ce am văzut, Cristina? Eu, acum cine mă cunoaște pe mine, m-am aruncat, da? Dar mi-am creat de foarte mulți ani un site pentru că mi-am dat seama că este important. Mai târziu mi-am luat pe cineva care se ocupe acolo în spate de site. La început mă ocupam singură, că nu... Nu aveam încredere, să spun, ziceam azi lucrurile mele acolo în spate, nu aveam încredere. Făceam eu tot felul de chestii și nu le făceam atât de profesionale. Într-adevăr, n-am stat pe loc, am mers înainte, dar... Asta e foarte important și asta chiar, da, am remarcat la tine de mai de mult și... Îmi dau e fascinant, pentru că de fapt așa trebuie să avem atitudinea, toți. Dar este foarte important, eu văd, de când am colaborarea cu persoanele care mă ajută acolo din spate, din spate, nu? Și mă sfătuie, este foarte important și se reflectă în munca mea și se reflectă și în casa mea virtuală și în mine. Da, și cred că în starea interioară, nu așa? Da, pentru că știi, înainte îmi puneam foarte multă presiune și mă duceam și uitam în toate părțile, cum face la, cum să fac eu, mă inspiram, da? Și oricum nu făceam profesionist, că nu era al meu, eu știu să fac ceea ce m-am învățat eu, știi, acolo. La urmă, da, fiecare da. E. Și acum nu, acum stau liniștită și spun aș vrea asta și acolo sunt sfătuită ce, cum și există comunicarea, nu? Uite, e bine să faci așa sau e bine sau facem așa. Adică e muncă de echipă, altfel e mult mai asta e, da, bine, da. Și eu văd ghidarea și bineînțeles de la cineva care avem nevoie care de ghidare la un moment dat. Important. Da. E foarte important. Mai mult de atât că, uite, acum, în perioada asta pe care o traversăm, foarte mult se lucrează online. Foarte mult online și e bine să ne reinventăm. Chiar dacă o să revenim la vechea formă, nu? La întâlnirile față-n față. Da, însă va continua online-ul, inevitabil. Va continua online-ul pentru că facilitează întâlnirile cu foarte multe persoane din toate colțurile lumii, unde poți să-ți desfășori activitatea, poți să îți menții business-ul și să nu intri în criză, auleu, ce fac? Că nu mă duc la serviciu sau eu știu. Da. Indiferent dacă ai un alt business, poți și să te lansezi și online. Eu asta am învățat de la un coach din Italia. Lucrează pe două fronturi, știi? Nu lăsa serviciul la care ești, încearcă să te lansezi și online, pentru că sunt foarte mulți persoane, foarte multe persoane, Cristina, care nu renunță la un... sunt foarte bune să facă un business... online, să devină antreprenor, dar le frică. Le frică să renunțe la această abilitate de serviciu și să se arunce, cum ar veni. Și asta e modalitatea cea mai bună, nu te arunca, nu renunța la serviciul ăla, ci fă concomitent și lucrul ăsta și lasă-te ghidat de cineva. Pe urmă, când simți că ai prins deja rădăcini, poți să lași, eu știu, serviciul ăla fix la care te duci de dimineață și semnezi condica și să devii tu antreprenorul tău și să chiar să ai un brand și să te faci cunoscut. Da. Așa se recomandă. Bine, eu vă zic bună seara și vă îmbrățișez cu mare drag și... Mulțumesc și da, mă bucur și eu că am fost prezenți aici și sperăm că v-a folosit, că vă va folosi și să ne auzim cu bine. La revedere! Bună seara și o seară minunată! Numai bine! Pa, pa!